Hei, tuturor, bine ați venit la un turnament. Avem grupă cu Franța, cu Brazilia și cu Danemarca. Deci eu zic să trecem la trei. O să un turnament, îl facem cu România, normal. Și ce am vrut eu să vă zic? Eu fi pe mi-a spus și mie, domnule, sport, școală, nu mai știu, uimitoarea lumea lui Pelena, am mai timp. Dar după cum mi-a zis încă, zicea că e viața lui Pele, că nu vrea să lase mâna să joace fotbal la început, că trebuia să pună mâna pe carte. Da, cam ceva de genul. Și am zis să vii la mișină. Am zis, ce promovare. Am zis să vii la chiar vas. Acum nu mai să mai ce. Am încercat să fac pe cineva prost, în cineva bun. Să fiu serios. Să mă gândesc pe Iana, haide, puțin mai serios, nu? Și m-am gândit. Acum se numește Claudeș, da? Nu vă uitați de ea. Sau, uitați-vă. Zici că ea nu face intenționat să râdeți. E chiar De ce e chiar proastă? Nu vă face intenționat să râdeți. E chiar proastă. Uitați-vă la abonații mei, că o țin perfect acolo să râd și eu de ea. Nu puteți să o găsiți acolo. Căutați. Mai spune pe acolo. Eu zic să vă uitați. Și ca să știți. Nu vă abonați. Se după crede că v-ați abonat, că vă place de ea. Dați-mi dislike și puteți să o ajutați să se lase de YouTube pe bază. Puteți să vă ajutați de casă. Mare fericire. Alea, vă faci pe bun așa de 50 de videoclipuri și eu am de-abia 17 abonați și am de-abia 4 sau 5 videoclipuri. Hai să fim serioși. Se vede care e mai bun. Dar dacă vă place, nu vă nimic, vă place, abonați-vă, faceți ce vreți. Dar vă spun că dacă credeți că vă place, că vă face să râdeți, fata aia nu vrea să vă facă să râdeți. Fata aceasta, ce fată? Asta ea nu știa să-ți facă nici măcar un lucru. E, vorbe, hai să-i trecem la treabă. Ce m-am gândit eu să fac într-un nou turnament cu România? Oare ce să-mi fac? Suntem cu România, nu? M-am băgat pe oră. Asta nu am venit, nu sunt în semifinală cu Argentina. Și-am scăpat chiar la limită de grupă. Spania cu Franța și cu Italia. Cu Italia am bătut în ambele meciuri. Franța în două meciuri am bătut. M-au mine, nici mai spun scorul. În al doilea meci am făcut 1-1 sau 2-2 sau 3-3, ceva de genul. După am jucat cu Spania 1-1 și după aia cu Italia. Am jucat cu Spania, a bătut-o Italia pe Franța. 2-0. Și eu Italia și Franța aveam fiecare câte 5 puncte. Și am jucat cu Italia, am bătut-o cu 1-0 mare, și a fost dificil meci. Bătut-o până la urmă cu 1-0, mă scuzați. Tot-o până la urmă cu 1-0. Stați puțin. Scuzați-mă. Bătut-o până la 1-0. Și după aia, na, a pierdut Franța cu Spania și eu cu Spania ne-am calificat mai departe. Și după aia a început toată gălăgia! Ce bala lui Fernandino! Ce să mă frenantă pe mine? O juca cu Neymar? Băi, frate, deci... O juca cu Neymar? Hai, Maxim, cel mai bun jucător din FIFA 17. Din FIFA 16. Cel mai bun jucător român din FIFA 16. Mă scuzați. Aici sunt pe grabă că trebuie să plec și la antrenament. N-am mai stat să fac toate plicurile. Să stau să aranjez camera, să văd care.
E un filmuleț mai mult de info. Așa, filmuleț info mai mult. Nu știu, zic să... Nu uita la Plotish. Eu mă uit, sunt abonat la ea. Dar dau dislike la toate, toate videoclip. Dacă îmi des să-mi plac un videoclip, eu cum îți spun. Să văd că nu-i făcut din prostia din capul ei, aș da și eu. Dar dacă mă la video cu un video și văd că e făcut din prostie din capul lui, n-ai oameni, deci n-ai cum. Și faza e că o să o filmez odată și o să vă arăt prostie din capul lui. Nu mai puteți, are o prostie, dar nu mai vorbim. Și știți cine sunt abonații ei? Știți? Colegii ei de clasă, deci, wow! Să fie 15 abonați și 15 colegi de clasă! Scuzați-mă, 14! Și eu, nu știu. 14 abonați, 14 colegi de clasă! 13! Deci, și în plus că eu am și vreo 4 conturi, aia, decât pe ăsta a fost. Și mama bună la ăla, deci, aia trebuie să-i vede abia 10 abonați. Acum ne-am luat prea mult vorba, da, e mai jocă, și iau penalti brazilieni. Neymar, a, și un portar care crede că e bun. L-am văzut și eu la debut, l-am luat și eu la Barcelona, că am pierdut unul și după mă supăra și mă mai român și portarul ăla, și frate acolo, îl cheamă Dragovski, e polonez. Nu cred că o să puteți să scrieți numele, mai bine căutați naționalitatea poloneză și dați la portă și scrie ceva de genul Raus. Dacă țineți cu steaua, încercați să luați și Perlaunsus. E bun și că nu întâlnă vreo. Dar am adus la minte după ce s-a terminat. Perlaunsus, dacă nu credeți că e bun, luați, faceți un career mode care nu prea vă interesează de el. Așa. Și luați. Și dacă luați și vedeți ce bun, ce bine joacă. Doamne. Cei care v-au citat la metrul stele e ceva de genul Arlaunsi. Se aruncă după meciul. Bine, nici chiar nu face toate ganfele lui Arlaunsi. Și vă urmă Arlaunsi. Mai făcut și el câteva ganfele de unitate. Vă spun eu. Luați, încercați, faceți-vă un care mod nu voi, care nu prea vă interesează și încercați să luați. Deci, încercați să luați. Hadi Popa, gol! Adrian Popa! Cei care abia așteptați euro și vreți și voi să fiți acolo la euro cu să vă uitați la televizor sau chiar dacă vă duceți la meci și să fiți acolo cu costumul în ala României, duceți-vă la Penny, strângeți 20 de puncte bonus și luați unul gen de la 2 milioane la 75 de lei. O să-mi iau și eu la 3 jumate! Adri Popa, Pintili, Kipciu, Kipciu! Am reușit să egalăm, nu e un meci prea greu cu Brazilia. Și da, ce să spun. Nu prea să încerc să le spun numele că după aia bate greșești și cum a fost la Real încă eram pe fugă atunci, i-am zis să nu știu ce și acum vorbesc toți despre. Deci nu o să vă le spun numele. Vreți să le spun? Bine să le spun, dar nu să le spun. Nu prea să încerc eu să le spun numele. Na, pe mine la fotbal nu... Cum... Nu se uită alții. Cum... Benfica cu... Să zic și eu. City. Nu Manchester City. Stoke City. Știi? Și mă uit la meciul ăla. Bă, joacă Benfica. Joacă Benfica. Ce se întâmplă?
Am și la Barça, Atletico Madrid, la finale, Champions League, Champions League, mă rog și la semifinale, așa, dar eu nu sunt nebunit cu asta. Îmi place de echipă, păi frate, mă la echipa aia. Nu stau să le citez numele, să mă la ăștia, să mă fac, să mă băt, să mă... Place de stăm, mă, nu lipsesc la niciun loc. Mă duc în fiecare zi pe stadion, numai când n-am timp, n-am timp, nu mă duc, dar prind meciul de la început, vin și cu jumătate de oră, nu interesează, prind meciul. Nu sunt ca, de exemplu, nu le spun numele, nu le spun numele, nu le spun numele, vine în mașină și mă întreabă, bă, știu de s-a născut, să zic și eu, uite, continuă! Știu unde s-a născut? Pam, pam! Stau, stau, să mă uit pe Wikipedia! Unde s-a născut ăla? Stai să-l întreb la mâine în mașină! Repede, mă duc la antrenament, îl întreb repede! Unde s-a născut? Unde s-a născut? Unde s-a născut? Dar era cât de prost sunt și aia, nu au vrut să-și dea seama despre cine vorbesc. Că un om discută, da? Sunt prost. Tot ca să văd pe Wikipedia să mă uit, mamă, ce tare e ăla, hai să ne uităm și noi, haide, haide. O să fac un match, poate, un match pe episod la asta. Ăsta, poate să fac 2 episoade pe zi, poate să fac 3, poate să fac doar 1, poate într-o zi nu o să mai am timp și nu o să mai fac niciunul, depinde acum. Lunea, cred că o să fac 2. Lunea și vine, dar nu în ziua azi, azi nici. Cred că se fac două lunea, dar nu azi. Sigur nu azi. Nu uitați să dați dislike la Claudeș, sau cum spune Claudeși, cum spune el. Știu că o să vedeți că e băiat. Că e foarte tare băiețoaică, hai Rusescule! E băiețoaică, deci nu-i spuneți mamă, în loc să-i spuneți ea, a postat aia, spuneți el, a postat! Ce-o fi postat? El. Da, el. Băia, eu fac. Nu-i tare. Ia cu mine fotbal, sandale, nu uite. E, nu, nu mă spune. Și nici nu vreau să mă spune. Pintili, 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 hai Pintili, centrale Pina. Simon, cer să-ți dai farfurcă. Parcă vedeați pe mașină acum. Buf, cu piciorul în nas. O să fac și o schimbare. Și dacă nu îi atac, o să-l scot, cred că pe Rusescu, da, pe Rusescu-l scot, îl bag pe, așa, schimbări proaste să mai fac, pingile mai poate, acolo, atac. O schimbare. Oh, și dacă e, acum postez pe YouTube, bla bla bla, se aude niște proști de afară, nu se aude la mine din casă. Bă, tăceți! Sunt niște fraie. Maxim, Maxim trece, haideți mă, o să egalăm, hai Rusescu. O să ieși pe fața asta, Rusescu! 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 Bine am făcut că l-am smat, îl! Haide, hai, dai, mai dai și galben, dai roșu, dă-l în golul de aici, hai mai repede! Hai să se facă schimbarea, o să egalăm, cu Jos Stanciu, către Pintili, 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 Pintili! Bubuia proasta! Oh, no.
slot down. That's an easy interception because the pass wasn't really a very thoughtful one. Haide, Kirikesh. Luis Gustavo. Noi filmăm aici pe YouTube. Puteți să taceți. Ce copii suntem? Bă, ce ai și eu afară acum? Ei cred că sunt la filme cu Italia să vorbească cu șef. Hai, Maxim! Hai, Maxim! Gol! Alexandru Maxim! Alexandru Maxim! Nu pot să răspund normal. Bine, mă, Maxime! Haide, acum și să câștigăm. Hai, Nicușor Stanciu. Sau cum spunea unul, Nicu Stanciu. Nicu Stanciu, hai, Nicușor. Hai, Stanciule! Stanciu! Haide! N-am apucat să-i citesc numele! Andole, băga-mea și piciorul, firai tu să fii! Ratez de acolo, lasă-mă că te schimb eu într-un 80. A, da. Ba, pe stan. Bă, da! Hai, Pintili. Hai, Pintili. Ce faci, tot? Hai, futu-ți. Mătii! Haide, Pintili! Bă, da! Bă, dar uitați-l! Ce bine jucat, nu? Care era anul său, bă. Se înseamnă cu Argentina, Adi Popa. Adi Popa. Adi Popa. Urcă și el bine. Haide, Popică! Popa, către Maxim! A, a fost vina mea! A fost vina mea! Bine, Pintili! Maxim! Popa! Popa! Hai, Kirikesh, tu! Bine! Păi, care e asta? Maxime! Haideți, mă, hai să câștigăm! Aici. Nu, se. Poate, haideți, mă, repede. Hai că las pe mine. Bine, Kirikesh! Kirikesh, uite-l! Pasă, dar prea tare. Nu mai trebuie să-l bagă pe bomba. Pe cine scoatem, o să scope cineva, dar fiți atenți, vreau doi atacanți. Acum, perfect. Și scoatem de aici, ui, bă, dar ăștia sunt proști. Nu să face așa mare greșeală. Scoatem pe Stanciu. Haide, Stancu. Stancu aici, coborât și așa. Așa. În prima de unde în felul ăsta. Lucrează. Stai să văd dacă l-a pus pe bine. Fiei. Haide, adi. Hai să pun aro. Pentru că și ăștia ca dreacu. Kirikesh, dă-te încolo. Luis Adriano, Luis. Haideți repede, hai băieți, hai băieți, haideți cu noi. Abia aștept, frate, Euro. Dacă credeți că va... Să-mi spuneți scor. La Euro, nu știu, România, Franța, cât va fi? Hai, Andone! Hai, Andone, că o să câștigăm! Andone! Florin! Andone! Prenumele, bă! Prenumele Florin, dacă nu mai știți pe Florine, n-a putut să vină azi! Ha, ha, ha! Dacă nu mai știți pe Florinel! Ha, ha, ha! Haide, băieți! Haide, băieți! Haide să câștigăm! Ale, băieți! Hai, băieți! Hai, la bine! Bun, Pintili către Maxim! Nu mai poate și Maxim să alerge! Săpunarul! Aproape să câștige duelul la cap Luis Adriano. Luis Adriano, românii sunt morți.
Nu mai stă să fac o schimbare, să morți românii și... FIFA face și tot în ce mișe vă spune. Hai, tot în atracting vreau să stăm. Așa, am bătut-o pe clasică. Da, era 2-2 și am dat gol în 3-2 minute de prelungire și mai pasă.